În ajun de Revelion, căușănenii nu au uitat de medicii din prima linie care în 2020 au stat în calea inamicului nevăzător. Vorbim despre doctorii și asistentele medicale ale secției de boli infecțioase din oraș care au primit la data de 30 decembrie cuvinte de mulțumire și recunoștință din partea cetățenilor care au vrut să rămână anonimi de această dată. Peste 500 de pacienți care au avut de suferit din cauza COVID-19 au fost tratați pe parcursul anului curent în Spitalul Raional Căușeni. O bună parte dintre ei au ajuns în spital în stare destul de gravă. Darurile dedicate celor 7 lucrători medicali din secția de boli infecțioase a Spitalului Raional au fost oferite miercuri de nimeni alta decât cea care știe cel mai bine gustul surprizelor din Căușeni, jurnalista Diana Covalenco-Noroșan. Înarmată cu fructe, dulciuri, dar și carduri poștale scrise de copiii familiilor care au avut de suferit din cauza virusului SARS-CoV-2, dar și cu un aparat pentru prepararea cafelei, aceasta a mers la ușa secției de boli contagioase a Spitalului Raional, mulțumind medicului Aurelia Pânzari pentru efortul de a menține în viață căușănenii de-a lungul unui an întreg. Să punem preț pe sănătate de acum va fi o prioritate pentru toți noi. Vrem să vă aducem mulțumiri pentru orele pe care le-ați petrecut nu acasă, nu la o masă de sărbătoare, ci alături de ai noștri copii, alături de părinții noștri, alături de rudele care au trecut prin calvarul COVID-ului și altor boli, de care dumneavoastră cred că nu ați auzit doar din auzite. Astăzi vrem să vă îmbogățim un pic această zi cu niște vitamine. Nu vrem să vă oferim flori, cred eu că ele nu ar aduce nicio importanță, dar vitaminele pentru dumneavoastră, dar și pentru noi, vor aduce o stare mai calmă și mai de spirit de sărbători. Vrem să ne închinăm și să vă dorim un singur lucru, să se îndeplinească tot ce v-ați propus dumneavoastră. Nu suntem atât de demni de a vă dori ceva, doar dumneavoastră știți ce vă doriți. Iar noi vrem să vă spunem încă o dată, mulțumim! Mulțumim pentru anul 2020. Au fost persoane care au scris răvașe și cuvinte de mulțumesc. Mulți dintre ei au avut rude pe care dumneavoastră și noaptea și ziua i-ați îngrijit. Și ei astăzi trec în noul an alături de oamenii apropiați, doar din cauza voastră. Vă mulțumim foarte mult! Așa. Cu lacrimi în ochi, Aurelia Pânzare a ascultat cuvintele de recunoștință din partea oamenilor, afirmând că anul care trece a fost mai complicat decât ce ar fi putut închipui fiecare dintre noi. Cei care și-au dorit să vă facă sărbătorile mai frumoase nu și-ar fi dorit să etaleze numele lor. Dar aici aveți un aparat care o să vă țină trează. Știu că a fost foarte greu să mențineți acea disciplinare totuși în orele de muncă, mai ales atunci când orele se prelungeau 2, 3, 4, 5 zile fără somn. Și sperăm că acest aparat o să vă aducă acel confort emoțional. La mulți ani. Potrivit medicului, pe parcursul anului 2020, prin secția de boli infecțioase s-au tratat 514 pacienți, viața cărora atârna de un fir de păr. Of, mare! Nu se vede sfârșit. Este mai puțin pe acest, dar sunt mai gravi. Omul cu poate ștamul e altfel sau poate, nu știu, dar sunt mult mai gravi ca asta vară. Și pentru că ei stau acasă. Primesc, încearcă să trateze singuri, dar aici cu patologii concomitente, cu morbidități foarte rău merg. Progresează boala foarte rapid și acutizează, agravează, vin în stare foarte gravă. Am acum 6 din 15, 6 depindesc de oxigen. Un an nou mai bun ca anul trecut. În primul rând sănătate, restul pe urmă toate apar. Darurile au fost oferite din partea unor agenți economici din orașul Căușeni, dar și de reprezentanții primăriei orașului. Potrivit datelor oferite de Centrul de Sănătate Publică Căușeni, de la începutul lunii martie și până la 30 decembrie, pe teritoriul raionului au fost înregistrate 1740 de cazuri de COVID-19. Dintre acestea, 1460 s-au tratat, iar 54 de pacienți au decedat. În data de 30 decembrie, în raionul Căușeni au fost înregistrate 8 cazuri noi de infectare. Acestea sunt din Căușeni, satul Fârlădeni, Copănca și Baimaclia.
Totodată, 972 de persoane din raion se află în autoizolare după ce au revenit zilele curente de peste hotarele țării, iar 148 de cetățeni sunt în carantină, având statutul de contacți. La moment, în Spitalul Raional Căușeni sunt internați 31 de pacienți infectați prin SARS-CoV-2.